Încă știrile sportive cu o veste bună pentru iubitorii tenisului. Alexandra Perper s-a calificat în sferturi la turneul ITF din Kazahstan, după o partidă foarte disputată care a durat peste două ore. Perper, favorită număr 3, s-a confruntat în optim cu Ilona Kremen din Belarus și a câștigat primul set fără probleme, scor 6 la 2 după 36 de minute de joc. Adversara însă a trimis partida în decisiv după ce s-a impus în parțialul al doilea cu 7 la 5. Setul 3 a fost unul foarte disputat și după 2 ore și 43 de minute, jucătoarea noastră a tranșat disputa în favoarea ei cu 7 la 5. În sferturi, Perper -per se va confrunta cu învingătoarea duelului rus dintre Daria Krușcova și Margarita Lazareva.